găsit, noi suntem compania Fork Surprize, care și cu Solica Teddy, sigur, care am venit să vă bucurăm familia dumneavoastră și, în primul rând, doamna Violeta, căci astăzi se împlinesc o vârstă frumoasă, da? Da. Așa, corect? Și, în primul rând, vreau să vă mânc acest buchet de trandafiri pentru dumneavoastră. Așa. Aici aveți o tortă pentru masă de sărbătoare, ca să înducească viața dumneavoastră bogată. Așa. Iar soțul, ați să-i transmit cele necesare, adică fructele, da? Și cu fica, neapărat să le consumați, da? Sunt pentru voi. Mulțumesc frumos. Așa. Dar cum credeți dumneavoastră? De la cine poate să vină aceste surprize frumoase, presupuneți? De la sora. Așa. Să știți că sunt mai mulți. Mai mulți? Da. Și aveți și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți de unde vine această surpriză. Să fie o stea pe cerul minunat, să fie un soare adevărat, să-ți fie scaldată inima în bucurie și numai zâmbite în viața ta să fie. Să nu știi ce e nefericire și tristețe, să poți în tine doar mândrețe, să fii mereu tu fericită și de toți să fii iubită. La mulți ani cu sănătate, doar noroc să ai în toate. De la soră, frate și nepotul Pietru. Păi nu sunt toți. Uitați că mai aveți un mesaj. Счастье женского тебе, крепкого здоровья, светлых дней всегда в судьбе, радости с любовью. И, конечно же, везение плюс достатка с днем рождения. От Миши, Михаилы и Амиты с Израиля. Ну, вот, значит, это астфер де сюрпризы, да? Тацу, дака вечер дневаса ли трансмитец он миг мессаж, он всем демолцумири, че ли трансмитец дневаса? Трансмит, мулцумес парти мол, пентру сюрприза. Не пар рока, ну, сунтем împreună, ле дучим дору, и сперам са не întâlним кат май курынт. Așa. Care duceți, cred că dorul foarte, foarte mult și v-ați dorit dumneavoastră ca să fie măcar cineva din ei la această sărbătoare. Dar mă rog, depărtarea desparte mii de kilometri. Sigur că ursulică, uite că are și ursulică un mic cadou să-i acest îngeraș să-i transmite, da? Ursulică, hai transmite-i. Așa, cum te cheamă? Cum? Ecaterina, la noi e tot Sfânta Ecaterina. Ia ascultă ce spune ursulică. Stai, eu știu cine e ursul. Ia ghiciți, cine e urs acolo? Cine e acolo? Nanucolea. Aina, n-ai știut așa? Hai, Nanucolea, scoate cușmulița, să vedem. El este. Așa, lăsați urma, să nu scoatem. Așa. No one will know. Oh, come on.